Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna plină din Săgetător. Este o lună plină la data de 4 iunie, la ora 6:42, deci dimineața 6:42, în 13 grade Săgetător. Pentru voi este casa a noua, este o casă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor. Haideți să vedem pentru berbeci sfatul tarotului ermetic pentru această lună plină, fiindcă ne gândim că întotdeauna veți primi, am zice, un răspuns, poate pentru cunoaștere, pentru un curs, pentru studii, pentru călătorii. Și veți vedea, nu, rezultatul schimbărilor sau eforturilor voastre făcute cu 6 luni în urmă, când a fost luna nouă în Săgetător. Haideți să vedem. Și voi poate că ați întreprins un studiu, ați început să călătoriți sau v-ați programat o călătorie. Să vedem ce spune acest tarot și până vom vedea și runele. Iată, 8 de cupe. Am putea spune că ați făcut foarte mari eforturi pentru cunoaștere, pentru a studia, pentru a vă folosi cunoașterea voastră, studii, călătorii și să vedem cele 3 cărți. Dar aceste eforturi s-ar părea că nu vor fi încununate de succesul pe care voi l-ați sperat. Sacrificatul, 8 de bâte, 2 de cupe. Aici vorbim de, am putea spune, un sacrificiu pe care îl faceți, fiindcă sunteți cumva izolați, cineva parcă vă împinge, da, de ce te-ai apucat să faci asta, da, de ce ai scris asta, da, de ce ai studiat asta, da, de ce ai călătorit și vă consideră pe voi vinovați pentru orice. Cu toate că puteți să vă eliberați oricând, fiindcă cei care vă țin în această stagnare nu au cum să vă impună toate limitele. Vă impun niște limite, dar voi puteți, dacă vă schimbați concepțiile, să ieșiți din această stagnare. Dar și 8 de bâte arată comunicare. Deci voi poate că deveniți mai comunicativi, începeți să explicați, să justificați anumite lucruri sau chiar să vă schimbați concepțiile și vă folosiți de comunicare în scopul vostru, în interesul vostru. Și aveți aici o împăcare cu cineva, cineva care vine spre voi, este Venus în rac, poate fi vorba și de o persoană cu rac, ascendent, zodie, lună plină în rac, care vine spre voi, berbecii, să vă împăcați, să ajungeți la o armonie, la o înțelegere cu tact, diplomație, să cedați anumite lucruri, să cedeze și celălalt. Deci acesta ar fi principalul aspect. Și aici nu uitați că această comunicare este chiar pe Săgetător. Haideți să vedem ce spun și runele pentru această lună plină. Ei da. Acum să le așezăm.
întârzieri. Oricum nu e. Bun, deci aici aveți o serie de rune care sunt negative. Dar să plecăm în primul rând de la acest secret pe care îmi să-l duc aici. Din familie, poate că voi nu ați evaluat foarte bine poziția familiei față de voi, poziția partenerului de viață, a celorlalți sau o poziție legată de părinți. Acest lucru s-ar părea că nu l-ați evaluat foarte bine, fiindcă aveți aici o lună care ar trebui să arate căldură sufletească. Ori ea arată invers, lipsa căldurii sufletești, lipsa relațiilor, lipsa, am putea spune, a darurilor sufletești, a dăruirii. Și acest lucru poate că nu l-ați observat, nu ați văzut că o relație nu este perfectă, o relație merge spre destrămare, vitalitatea voastră scade și aveți aceste aspecte destul de tensionate. Doriți până la urmă să părăsiți familia și este un aspect legat de trecut. Ați părăsit această familie și acest lucru s-ar părea că nu v-a adus aspecte prea benefice. Vitalitate scăzută, relații care nu s-au întărit, din contră, chiar putem spune de o relație care nu s-a perfectat, deci nu puteți să mai speriați, o cădere de vitalitate, de energie, dar și faptul că voi nu ați văzut situația reală din familie și acest lucru va aduce foarte multă nesiguranță și am zice că este un moment în care nu puteți schimba nimic, dacă este vorba de o iubire. Părea o aventură, părea ceva care nu v-ar fi interesat și atunci trebuie să vă gândiți la acest lucru ca la trecut și să priviți spre viitor, să lăsați aceste aspecte undeva în trecut, fiindcă totul este înghețat, nu puteți relua nimic, nu puteți face absolut nimic, decât să acceptați această situație că totul este înghețat și să vă pregătiți pentru o schimbare. Și iată că s-ar părea că aici aveți un secret, am zice, găsiți un lucru ascuns. Găsiți ceva care a fost intenționat, pus deoparte, ascuns față de voi și s-au rătăcit. Îl veți găsi. Acest lucru îl regăsiți. Dar este vorba și de o schimbare foarte rapidă. Este ca un fel de piatră de hotar. De aici încolo, viața voastră va fi altfel, berbecilor. Veți cunoaște alte persoane, relații noi și am putea spune că această viața voastră se schimbă, este opusă. Deci până acum aveați un anumit gen de viață, uitați-l, deci separați de familie, cu poate din anumite neînțelegeri și o situație care este înghețată. De acum încolo veți cunoaște o persoană care va aduce ceva nou în viață. Poate fi vorba de o relație benefică, fiindcă este o schimbare bună, ceva benefic și odată cu acest secret pe care îl găsiți, secret pe care îl arătați, secret pe care luna plină vi-l aduce în lumină. Pentru voi este cunoașterea. Este vorba de călătorii, este vorba de studii, de filozofie, de religie. Deci această cunoaștere, voi o să o vedeți și vedeți în primul rând acest secret care vă schimbă total viziunea asupra cunoașterii și, în primul rând, asupra relației cu familiei și a vitalității voastre, a energiei voastre. Veți primi acest secret, veți vedea acest secret.
Aceasta a fost citirea pentru voi, deci runele. Dacă observați, vedeți că sunteți scos țapii spășitor. Aveți această situație, s-ar părea, legată de familie, pe care am zice că o părăsiți. S-ar putea chiar acest aspect de lună plină să vă aducă în situația în care voi vă separați de această familie. Vedeți adevărul, vedeți secretul ascuns și atunci aveți o altă atitudine. Și vine această schimbare pentru voi. Eu gândesc, vedeți că este și această comunicare, veți comunica aceste secrete probabil și veți avea o împăcare, o înțelegere cu cineva. Eu vă doresc numai bine și dacă v-a plăcut citirea, puteți să dați un like, puteți să vă abonați și vă mulțumesc!